În societatea actuală, legumicultura devine o activitate din ce în ce mai complexă, producătorii întâlnind nenumărate provocări precum presiunea crescută a agenților patogeni, condiții climatice imprevizibile, adaptarea rapidă la situații noi și găsirea unor soluții eficiente, profitabilitatea afacerii, exigențele supermarketurilor și consumatorilor. Imaginați-vă un produs care ajută fermierii să aibă un program de tratamente performant, să acționeze rapid în urma provocărilor apărute și să obțină producții sănătoase. BASF aduce pe piața din România fungicidul Dagonis. Dagonis este omologat la peste 20 de culturi: pepene, varză, conopidă, măr, păr, morcov, castraveți, tomate, vinete, ardei, rădăcinoase, ceapă, praz, brocoli, salată, căpșun, mazăre. Dagonis conține două substanțe active de top: fluxapiroxad, cea mai nouă substanță activă a companiei BASF, face parte din clasa carboxamide sau SDHI, acționând ca inhibitor al enzimei succinat dehidrogenază. Cea de-a doua substanță activă este difenoconazol, un azol bine cunoscut, care s-a remarcat prin acțiunea sa preventivă și curativă. Astfel, Dagonis este un fungicid foarte eficient datorită sinergiei dintre cele două substanțe active. Molecula de fluxapiroxad poate lua diferite conformații, lipofile sau hidrofile, fiind astfel mobilă în ambele medii. Se adaptează foarte repede și trece de toate barierele membranare pentru a ajunge la enzima țintă succinat dehidrogenază. Moleculele se fixează puternic pe stratul ceros al frunzei datorită proprietăților lipofile, iar apoi încep să se unească. Rezultă formarea unor cristale care aderă ferm la stratul ceros. Roa sau precipitațiile mobilizează o parte din substanța activă din depozitele create și activează redistribuirea intensă pe suprafața frunzei, asigurând protecția continuă a plantei pentru o perioadă lungă de timp. Datorită proprietăților sale unice, Dagonis are atât mișcare translaminară cât și mobilitate acropetală, protejând și noile creșteri. Mai mult, are o bună rezistență la spălare și un bun efect curativ aplicat la scurt timp de la instalarea infecției. Astfel, Dagonis este o soluție de încredere. Dagonis oferă o protecție remarcabilă pentru o gamă largă de culturi. Spectrul său de combatere include următorii agenți patogeni: făinarea, alternarioza, pătarea cafenie, la tomate. Făinarea, alternarioza, la ardei și vinete. Făinarea, pătarea brună, la pepene și castraveți. Făinarea, alternarioza și putregaiul alb, la morcov, rădăcinoase și tuberculifere. Antracnoza, putregaiul alb, rugina, la mazăre. Putregaiul alb, rizoctonioza, la salată. Alternarioza, rugina, la ceapă și praz. Alternarioza, pătarea albă, la varză, brocoli, conopidă. Făinarea, la căpșun. Rapănul și făinarea, la măr și păr. Dagonis are un nivel foarte redus al rezidurilor și un timp de pauză favorabil. Păstrați timpul de pauză recomandat între aplicarea produsului și momentul recoltării. Dagonis permite obținerea unor producții de bună calitate, este ușor de folosit, simplifică activitatea din fermă și asigură profitabilitate. Un viitor mai sigur începe cu fiecare problemă la care fermierii găsesc soluții excepționale. Într-un mediu competitiv și dinamic, trebuie să aibă tehnologia și inovația de partea lor. BASF. We create chemistry.